Bună, Capricorn, și bine ai venit la citirea ta pentru a doua jumătate a lunii august. Am vrut să vă arăt puțin și pisica, că nu vrea să plece, tot stă aici la etalare și i-am pus blănița să doarmă. Bine ați venit la citirea voastră, vă spun încă o dată, pentru a doua jumătate a lunii august. Menționez că această citire este valabilă atât pentru cei din zodia Capricorn, cât și pentru cei cu luna, ascendentul, nodul nord sau multe planete pe astrograma natală în semnul Capricornului. De asemenea, dacă sunteți interesați de cineva cu aspect pe Capricorn, sunteți bineveniți la această etalare. Voi analiza relația dintre voi și o anumită persoană sau relația dintre voi și ceilalți la modul general vorbind. Menționez că nu este o citire de dragoste, nici de carieră, pur și simplu vizează toate aspectele vieții voastre, se poate potrivi pe un anumit domeniu sau poate atinge toate aspectele vieții voastre. Voi începe cu un mesaj din partea oracolului, din partea arhanghelilor mai exact. Să vedem care sunt numerele importante pentru voi în această perioadă, culorile și de asemenea mesajul important pentru voi. Și aveți așa, wow, numărul 8, dragii mei Capricorn, e luna 8-a. Luna 8-a, numărul 8, un număr foarte important pentru voi în această perioadă, data de 18-28. Ora 8, o locație cu numărul 8, e o perioadă cu transformări profunde pentru voi, o perioadă în care pur și simplu pasiunea, o perioadă în care, puterea aceasta interioară este foarte, foarte puternică pentru voi. Aveți așa purificarea și sublimarea, deci o perioadă cu transformări profunde. Aveți aici culoarea mov, care este foarte importantă pentru voi, deci în special zona aceasta intuiției, zona ascunsă, zona spirituală, este foarte importantă pentru voi, starea voastră de bine din punct de vedere energetic, pentru voi contează foarte, foarte mult zenul, cum s-ar spune, vibe-ul. Pentru cei care nu sunteți foarte, foarte familiarizați cu zona spirituală, dar cred că majoritatea sunteți, că altfel nu v-ați fi uitat aici la mine. Poate din curiozitate, dar cu siguranță vi se aprinde și o flacără acolo, o scânteie. Iarăși, e o lună în care aveți aici mai toate culorile chakrelor, dar în special roșu și galben, cel puțin asta îmi sare mie în ochi, deci o perioadă în care voința, dorința voastră de a vă manifesta din punct de vedere fizic sunt foarte, foarte importante și poate chiar ar trebui să vă uitați mai atent pe tot ce înseamnă viziune, pe tot ce înseamnă, intuiție. Poate chiar să vedeți lucrurile prin această prismă. Este arhanghelul Zadachiel care vă spune așa, te ajut să-ți purifici relațiile cu ceilalți, să-ți alchimizezi emoțiile inferioare, chinuitoare, să-ți transcenzi anumite acumulări karmice nefaste, să-ți vindeci în mod miraculos suferințele de orice natură. Foarte frumos spus. O perioadă în care reușiți să purificați lucrurile într-un mod sublim. Arhanghelul Zadachiel se pare că vă ajută pe voi în această perioadă. Bun, dragilor, hai să vedem acum mesajele cărților de tarot din tarotul mitologic pentru voi și a doua jumătate a lunii august. Și aveți cumpătarea, foarte frumos, și regele de cupe, steaua. Se amplifică acest mesaj cu purificare și sublimare, o perioadă de vindecare, o perioadă în care, chiar dacă aveți o problemă de sănătate, să știți că puteți să găsiți soluția cumva la limita dintre nou și vechi, la limita dintre spiritual și tehnologie, la limita dintre leacuri din acestea băbești, cum vreți voi să spuneți, și chiar zona actuală în care ne aflăm noi la nivelul acesta cu zona medicală. Vedeți că sunt tot felul de leacuri din acest punct de vedere. Poate facem o dată un video special. Dar revenind aici la voi, să știți că iarăși e o perioadă cu foarte multe emoții, o perioadă în care reușiți să echilibrați ceva anume în viața voastră. Ori să vă împăcați cu un bărbat foarte drag vouă, ori să încercați să ajungeți la o înțelegere
cu cineva anume din viața voastră. E ca și cum în sfârșit răsare un curcubeu aici și în sfârșit lucrurile se așează cu totul și cu totul altfel în viața voastră. Aici este zeița Iris, dacă vă ajută cu ceva, acest element puteți să căutați pe Google, acolo să vedeți cine a fost, ce a fost, că e ceva foarte interesant la ea. Și poate vă regăsiți, deci poate aveți acolo elemente de noutate, că așa cum v-am spus, e bine să vedeți viața voastră prin prisma spiritului în această perioadă pentru a reuși să vă rezolvați anumite acumulări karmice, pentru a reuși să vă eliberați. Este o arcană majoră, cumpătare, și invită la echilibru, pace, liniște în viața voastră. Hai să vedem, aveți așa, situația, puterea, ce gândiți voi, 9 de cupe, ce simțiți voi, 8 de monede, la baza manifestărilor, 2 de bâte, în exterior, justiția, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, asul de bâte, și ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, luna. Wow, aveți câteva arcane majore, dragii mei capricorni, este foarte bine, așa cum vă spunea și Arhanghelul Zadachiel, e o perioadă în care puteți să rezolvați lucruri chiar karmice, lucruri extrem de profunde pentru voi. Mi se pare interesant că aveți 4 arcane majore și este destul de mult. Puterea, ca și energie generală aici. Să știți că e o perioadă în care e posibil să asistați la tot felul de lupte de orgolii, dar într-un sens pozitiv, nu prea văd cărți negative aici la voi, cu excepția faptului că anumite lucruri pe care nu le cunoașteți, e posibil să stârnească acolo așa un sentiment mai altfel, poate o încredere mai mare în voi, pentru unii capricorni, într-o situație anume, poate e o luptă așa, dar într-un sens pozitiv, hai, cine conduce, cine ia frâiele în relație. Nu e nimic negativ în asta, dar iarăși e o perioadă în care puteți foarte frumos să renunțați la tot ce înseamnă porniri din acestea carnale de aici. Cumva să vă stăpâniți poftele, să vă stăpâniți corpul, că e foarte important ca spiritul să stăpânească corpul și nu invers. Bun, hai să vedem despre ce e vorba și aveți așa marele preot, deci o lecție foarte importantă de destin, posibil chiar ori o poziție mai înaltă la locul de muncă, într-o relație, poate vă găsiți ceva nou de muncă, pentru cei care căutați aveți toate șansele, da? Dar e undeva, nu știu, ori e mai ascuns, ori va fi nevoie să lucrați seara. Ideea este că văd aici o perioadă în care învățați niște lecții de destin foarte, foarte benefice pentru voi și e posibil să fiți puși într-o situație de lider, dragii mei capricorni, o situație în care să fie nevoie să luați atitudine. Și mai aveți 2 de cupe, da, are legătură cu un contract pe care îl semnați sau cu o înțelegere pe care o faceți. Pentru unii, bineînțeles, poate fi vorba și de o relație, cu o persoană. Dacă sunteți domn, e vorba de o persoană foarte plină de viață, poate fi o zodie de foc, leu, săgetător, berbec, da, nu pentru toată lumea. Poate e o prietenă, da, poate neapărat o relație. E o femeie aici cu care ori faceți o înțelegere, ori e vorba de o relație de prietenie, pentru domn poate relații de iubire, nu știu. O femeie foarte pozitivă, foarte plină de viață, o femeie poate ușor mai sexuală, ușor mai excentrică uneori. Și văd aici și niște detalii, posibil ori să vă cunoașteți la o vreme de seară, ori momentul în care faceți înțelegerea o țineți ascunsă, ori de la început nu cunoașteți toate detaliile, deci nu posibil să vi se vândă și mici mari iluzii. Dar repet, per total, să știți că aveți o etalare extraordinar de bună ca o privire de ansamblu. Deci chiar o perioadă extrem de benefică pentru voi. Mai departe, ce gândiți voi? 9 de cupe. Văd că veți fi foarte încântați, foarte bucuroși într-o situație anume din viața voastră, poate chiar această înțelegere, această situație care pur și simplu vă umple mintea de gânduri pozitive, de gânduri benefice. E ca și cum sunteți mulțumiți cu ceea ce aveți, cu ceea ce ați reușit să faceți, poate ați trecut prin multe ca să ajungeți în această poziție pentru alți capricorni. Hai să vedem exact despre ce e vorba. Pentru alții poate fi vorba de o nuntă, de o căsătorie, de
Ceva foarte important pentru voi care vine în această perioadă. Cumpătarea, iarăși, deci poate are legătură cu o împăcare, cu o revedere, cu această idee de a ajunge la un element comun cu persoana iubită sau cu persoana dragă sau cu o persoană de la locul de muncă, cu prieten, cu o prietenă. E cineva cu care reușiți să ajungeți pe aceeași lungime de undă, să echilibrați lucrurile acolo. Și vă împlinește extraordinar de mult. Pentru unii are legătură și cu un bărbat foarte rece, un bărbat ușor mai dificil, e un bărbat cu uniformă sau un bărbat care are legătură cu hârtii, acte, documente, e un bărbat mai închistat acolo, ca să spun așa. Și văd aici un sentiment, da, cu 5 de spade, că e un personaj care oricum își urmărește propriul interes. Acum puteți să fiți voi, să vă urmăriți propriul vostru interes, să vă fie vouă bine, într-un sens pozitiv mă refer, da, pe un viitor mai îndelungat, pentru o muncă apreciată, ori într-o relație, ori la locul de muncă. Da? Și are legătură, v-am spus, cu hârtii, acte, documente sau cu o instituție pentru alți capricorni. Mai departe, 8 de monede, ce simțiți voi? Cred că e o perioadă în care lucrați foarte mult la interiorul vostru, o perioadă în care reușiți să găsiți tot felul de soluții și poate chiar încercați să vă vindecați, așa cum am spus și la începutul etalării, anumite lucruri interioare, dar cumva le luați încet, dar sigur. Posibil o nouă persoană care a apărut în viața voastră sau o persoană foarte plină de viață, o persoană pozitivă, o persoană care vă aprinde acolo o flacără, posibil pentru unii capricorni să vă facă pe voi să vă concentrați mai mult pe tot ce înseamnă spiritul vostru interior și poate chiar să lucrați la aceasta. În egală măsură, posibil ca un loc de muncă să fie în inima voastră. Deci dacă vă căutați un loc de muncă pentru unii capricorni, posibil chiar să găsiți ceva sau să vă schimbați locul de muncă pentru cei care vă doriți, dar e ceva pe sufletul vostru. Aici aveți valetul de cupe. Pentru unii, da, poate să fie vorba de faptul că sunteți preocupați de un copil în această perioadă sau, așa cum am spus, sunteți preocupați de a vă căuta sinele interior, de a lucra foarte mult cu voi în această perioadă. Poate chiar ideea aceasta de a lucra cu copii, da? Poate să fie ceva pe inima voastră, da? Chiar la locul de muncă sau cu persoane mai tinere. E ceva care începe să se miște, dragii mei capricorni, în inima voastră, un eveniment care pur și simplu vă pune în mișcare sufletul, care vă reînvie la viață, care vă vindecă, așa cum am spus. Și poate avea legătură ori cu zona medicală, ori cu ideea aceasta de vindecare. Oricum un bărbat din viața voastră, mai blând, mai iubitor, e un bărbat cu o influență mare asupra voastră, e un bărbat sufletist, un bărbat care ori face un drum, o schimbare, o mutare, ori un bărbat care face drum către voi, da? Pentru alți capricorni. Foarte interesant. Mai departe, 2 de bâte. La baza manifestărilor voastre, planuri lungi de viitor, planuri pentru un viitor stabil. Vă dați seama de adevărata voastră valoare și poate chiar vreți să faceți pasul următor într-o relație, într-o situație. E un element aici care vă ajută, vă stabilizează lucrurile, vă face să fiți cumva mai altfel. Și are legătură și cu ideea aceasta de a împărți bani, de a da bani. Poate chiar discutăm despre faptul că încercați să vă gândiți în perspectivă pentru viitor, cum anume ați putea să vă mai stabilizați din punct de vedere financiar, ce anume ați putea să mai faceți. Poate are legătură și cu un bărbat din viața voastră, dar repet că nu e neapărat de dragoste, da? E un bărbat foarte plin de viață, un bărbat care se ocupă cu zona aceasta a negocierilor, afaceri, un bărbat care este foarte, foarte activ, poate face sport, un bărbat care știe foarte bine ce vrea. Și care e posibil să apară nou în viața voastră. Da? Sau posibil să cunoașteți această persoană, da? Într-un loc de muncă, da? Sau mergeți să dați bani undeva și acolo cunoașteți, să mergeți la ziua cuiva de naștere. Foarte, foarte interesant aici. Mai departe, în exterior aveți justiția, ca și energie generală pentru ceilalți
Și aici iarăși se accentuează această idee de hârtii, acte, documente, de o perioadă în care tot ce ține de judecată, de a clarifica lucrurile, capătă o importanță foarte, foarte mare pentru voi. Și văd noutăți care vin către voi din această zonă, în această perioadă. Justiția, deci dragii mei Capricorni, unii chiar reușiți să faceți dreptate sau din exterior vi se face dreptate, se întâmplă un anumit eveniment și de acolo lucrurile merg pe un făgaș benefic vouă. Au ieșit 3 cărți, eu am vrut 2, dar au ieșit 3. Da, și are legătură cu niște bani aici, cu o împlinire foarte mare, niște bani ori pentru un copil, ori bani dintr-un loc vechi, ori bani care au legătură cu, nu știu, cu niște activități vechi pe care le-ați făcut voi și activități pe care le știți ca în palmă. Mai departe, asul de bâte, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți. Dragii mei Capricorni, văd aici că aveți parte de o persoană care vă poartă în inimă, poate e o persoană nouă, poate e o persoană mai subțirică, o persoană mai plină de viață. Ideea este că e cineva căruia i s-au cam aprins călcâiele, da? Sau cineva care are foarte multă speranță în voi. Dacă nu i s-au aprins călcâiele, atunci e o persoană care are speranță în voi. Da? Că nu pentru toți Capricorni e valabil acest scenariu. E cineva foarte sigur pe el sau pe ea aici, care pune piciorul în prag. Și e o persoană care a lăsat sau lasă în urmă ceva în care a investit foarte, foarte mult și ceva care conta din punct de vedere emoțional mult pentru el sau pentru ea. Poate e o persoană iarăși posibil mai rece, o persoană mai dificilă, o persoană mai detașată, o persoană care, eu știu, are uniformă sau are legătură cu zona aceasta a instituțiilor publice. Ia să mai vedem lumea. Aici e o persoană care e într-un final de ciclu. E o persoană care a încheiat ceva, care a finalizat ceva anume. Mai departe, luna, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Sau e un personaj, cred că e o femeie pentru unii, dar nu neapărat. E cineva care își face foarte multe iluzii aici, dragii mei Capricorni. E o persoană foarte intuitivă în egală măsură, dar e o persoană care are impresia că știe multe, are impresia că face multe. E o persoană care stă bine din punct de vedere financiar, o persoană foarte, foarte intuitivă, o persoană darnică. E o femeie, pentru cei mai mulți dintre voi mi se confirmă acest lucru. Pentru domn nu e neapărat de dragoste, da, poate să fie, Doamne ajută, eu vă doresc să vă găsiți pe cineva, faceți planuri pe termen lung, acolo, cu bani, cu tot ce trebuie. Dar pentru unii poate fi vorba pur și simplu de o prietenă, de mama, de o vecină, cineva din familie și așa mai departe, sau la locul de muncă. O persoană care gândește la această împlinire a voastră și o persoană care este dispusă poate chiar să vă ajute din punct de vedere financiar, dar cumva mai în secret, într-un mod mai ascuns, cumva să nu știți acest lucru. Și văd o decizie care se ia sau o soluție care se găsește în acest sens, sau cel puțin această femeie vă ajută. Poate fi vorba de un concediu, de o ieșire, de o vacanță, dar care pur și simplu presupune, nu știu, ori plecați seara, ori nu spuneți nimănui, e ceva ascuns acolo, ceva magic, dar e ceva benefic. Dragii mei Capricorn, aveți o etalare extraordinar de frumoasă. Se pare că în sfârșit o duceți și voi bine, că de ceva timp tot vă ies etalări bune. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like, un comentariu dacă simțiți nevoia și să împărtășiți acest video și cu alte persoane din viața voastră, vedeți că sunt și pentru celelalte semne zodiacale, deci dacă aveți un prieten, o prietenă, cineva, dați-i acolo să vadă mesajele cărților de tarot pentru a doua jumătate a lunii august. Vă îmbrățișez cu drag și să ne revedem cu bine și la alte filmări.